și ei în tren se urca. Și cu ei odată tinerețea mea. Șuiere un tren și se oprește. Mă îndeamnă să mă urc și eu. Unde oare, Doamne, se grăbește? Tinerețe, unde fugi mereu? Sturza. Ia uite, parcă am făcut sincronizare perfectă. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața! Bine v-am găsit, dragii mei, cu bună dispoziție în suflet. Dar tu e exact cu o ținută de covorul roșu. Te-ai pregătit pentru premiile Oscar, nu? Când o prezentare. Păi da, am senzația că ai o casă dita mai garderoba. Știi, întotdeauna mi-am pus întrebarea că oare când o să termine ținutele astea mele? Nu se mai termină. Nu se termină. Întotdeauna când doresc să plec undeva, îmi dau întrebarea cu ce să mă îmbrac. Cu ce să mă îmbrac, ce haină să-mi iau. Și tot niciodată n-are. Dar, da, da. Dar întotdeauna am iubit anume costumația sportivă, costumul sportiv, nu știu de ce. De acasă ești mai mult așa, mai... sport? Da, acasă mă îmbrac cu ce doresc. Pentru că este cald, bine și când
vreau să fac ceva, mă încălzesc. Și de asta nu mă îmbrac mai așa, mai multe haine pe mine. Mă îmbrac așa mai leger. Să fii comod mie. Bine, tu acum ai o prezență din punct de vedere vestimentar extraordinară. La fiecare prezență, indiferent că vii acum la noi la Bună Dimineața sau ești prezentă la un eveniment sau în altă parte. Ne străduim. Dar asta întreb, dacă faci acum referință, poți să fii și critică cu tine. În comparație acum 15 ani, de exemplu, dacă se amintești cum te îmbrăcai atunci. Era exact aceeași poveste? S-au schimbat anumite lucruri? S-au schimbat foarte multe, pentru că un om nu este... sau haideți mai bine să spunem așa, când ajungem un pic de artist, da? Mai sus, rangul mai în sus, pentru că totdeauna trebuie să știm cum să ne îmbrăcăm. Când suntem mai tineri, privim... mă rog, emisiuni, vedem cum se îmbracă alții. Privim cum lumea se îmbracă, cum alți artiști, cum actori. Și n-aș spune că eram mai... dezbrăcată cu mulți ani în urmă. Poate nu eram într-atât experimentată, să am o experiență mai bună ca să-mi aleg haina potrivită și de aia n-aș spune că... Mai apoi și-a spus cuvântul. Da, experiența apare cu anii, cu... cu amalgamă de rezultate care vin. Ina, noi zilele astea discutam cu Ion despre frumusețe și el a zis că pentru el o femeie frumoasă este o femeie naturală. Da? Am dreptate. Da, eu așa am zis, da. Deci naturalețea cumva înseamnă frumusețea supremă. Dar tu ai observat că în ultima perioadă femeile parcă fug după eternitate, după o frumusețe din asta indusă, fie chirurgical, fie cu injectări, măști. Eu nu sunt de părerea asta... Bine, eu iubesc omul natural, exact așa cum spuneți. Nu iubesc, vreau să spun la toată lumea că buzele mele sunt naturale, cei care spun că sunt injectate, sunt plec undeva și le fac. Nu, este tot natural la mine, în afară de genele false. Eu s-o cut așa, cum te-a dat Dumnezeu și cum te-a făcut Dumnezeu, așa trebuie să rămâi, pentru că așa trebuie să fii, cum te-a creat, cum te-a creat. Și dacă, mă rog, nasul este mai mare, urechea este mai mare, ce trebuie să facem? Să tăiem din ureche, să tăiem nasul? E, dar Van Gogh a făcut-o. Eu nu sunt de părerea asta. Deci cumva nu ai apelat la și nici copilul meu nu-i dau sfatul. I-am spus cât de natural vei fi, atât mai frumoasă și mai cingășă pentru toată lumea vei fi. Asta e pentru mine așa. Nu știu, nu vreau să critic și nu vreau să judic pe cei care ne ascultă. Asta este părerea mea și fiecare rămâne cu părerea lui. Da, de acord, plus că naturalețea a început să fie din nou la modă și toată lumea apreciază când cineva e natural. Poți să ai grijă de ceea ce ți s-a oferit prin sport, alimentație corectă. Asta și o fac și eu acum. Merg pe un regim alimentar mai corect, mănânc de 5 ori pe zi, mă străduiesc să fac cât de cât sport, poate nu într-atât. Dacă mai ai timp. Da, dacă am timp. Dar mă străduiesc să, exact ce spui, că timpul este foarte prețios pentru mine. Asta e, mă străduiesc să fac și eu ceva natural. Deci cumva... Nu plec la saloane. Nu faci asta. Nu fac asta. Deci vrei să spui că te pregătești singură atunci când ieși, când... Păi singură când fac masca acasă, chiar naturală, de casă. Dacă o să ajungă vremea să le spun secretul tuturor, îmi le dau, de ce nu? Albuș de ou? Și eu, nu cu albuș de ou, cu altceva, dar o să fie... Vorbim noi la o altă emisiune. Da, vorbiți voi la o altă emisiune dedicată. Eu te-aș întreba altceva, pentru că timpul cumva ne presează. Ai fost deja la munte, ai reușit și să te odihnești. Da. Spune-ne, te rog, mult ce faci în viitor, ce ne pregătești, pentru că sunt sigur că muncești la ceva deja. De vacanță, apropo, vreau să spun, mi-am trecut foarte bine, am avut două ocazii, două plecări, una în Sovata și alta la Bucovel. Ai schiat? Am schiat, cu mare drag, aș mai pleca. Ești, dar schiezi bine? Da. Okay. Dar deocamdată vacanța s-a terminat, s-a încheiat și vreau să mă apuc de... Super! De videoclipuri, de muzică și populară și ușoară. Vreau să muncesc, să lucrez. Deci cumva vacanța ți-a dat forțe ca să pornești la treabă. Da. Eu mă bucur tare mult. Nici nu excluzi o vacanță așa, poate pe 2-3 zile. Măcar o zi. Uneori pentru un artist e important măcar o pauză de 24 de ore și deja e înainte. Da, Ina, exact. Noi îți mulțumim tare frumos că ai venit. Și eu vă mulțumesc, dragii mei, vă urez să aveți și voi poate cele mici vacanțe.
Măcar o oră, două. Măcar o oră, două, exact. Și vă doresc să aveți parte de multă sănătate. Mulțumim. Și o limitație corectă. Așa mult, să fie! Noi îți mulțumim și te invităm în scenă. Ia, Ghid, ce sentiment nobil o să cântăm noi împreună cu Ina în această dimineață? Despre iubire. Evident! Dragostea e sentimentul care ar trebui să guverneze această planetă. Ina Sturza! Scutură ușor, iubire dulce, dar e și amare, iubirea noastră e plină de dor. Iubirea noastră e când de ciocârlie, ce ne vestește primăvara-n zori. Iubire luna ascunsă printre stele, să-mi part iubirea mea. O viață dacă aș mai avea, cu tine-și vrea să fiu iubirea mea. O viață dacă aș mai avea, din nou să te întâlnesc iubirea mea. O viață dacă aș mai avea, cu tine-și vrea să fiu iubirea mea. Amare, iubirea noastră e plină de amor. Iubirea noastră e când de ciocârlie, ce ne vestește primăvara-n zori. Iubire luna ascunsă printre stele, iubirea noastră e plină de amor. O viață dacă aș mai avea, cu tine vreau să-mi part iubirea.